Bună ziua tuturor! Bună ziua, Andreea Cora sunt. Bună ziua! Deci, haideți să începem și declar deschisă această dezbatere, care deja se transmite live pe Facebook. Mulțumim colaboratorilor noștri, mulțumim Ambasadei Statelor Unite la București pentru finanțarea acestui proiect. Deci, cred că putem începe dezbaterea. Dacă prelua cuvântul. Maria Balea sau domnul Andrei Cornea, care este șeful grupului pentru dialog. Două vorbe, da, vreau să spun. În numele grupului pentru dialog social, deschid cafeneaua civică, ca să spun așa, într-un proiect finanțat de Ambasada Statelor Unite la București. Astăzi, tema dezbaterii, cu o participare de specialiști, dar și de studenți, se numește Fake News, propagandă, rescrierea istoriei. Așadar, așteptăm cu nerăbdare această dezbatere și sigur că vor fi discuții ulterioare luărilor de poziție. Acum, da, domnul Mădălin Horo sau doamna Maria Balea, aveți cuvântul, dânsii vor prelua sarcina servirii noastre, nu cu cafele, ci cu discursuri. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumim domnului Cornea pentru introducere. Bine ați venit! Mă bucur să văd că suntem atât de mulți. Eu sunt Maria, o să fiu gazda voastră pentru prima sesiune. Sunt cercetător la Centrul Român de Politici Europene și colaborator al Facultății de Litere din cadrul Unibook. Astăzi, după cum a spus și domnul Cornea, vom vorbi despre dezinformare, despre fake news, propagandă, dar și despre rescrierea istoriei, ascensiunea populismului și putem spune chiar a extremismului. Ar mai fi de specificat, cum a spus și doamna Pora, că întâlnirea noastră de astăzi este partea unui proiect finanțat printr-un grant oferit de Ambasada SUA în România. În prima parte vom discuta despre amploarea dezinformării în mediul online, iar în a doua parte voi preda microfonul istoricului Mădălin Hodor pentru a continua discuția cu o aprofundare a subiectului și vom vorbi despre rescrierea istoriei și ascensiunea extremismului alături de o serie de invitați de seamă. Deocamdată am să vă prezint invitații din prima sesiune. Avem alături de noi experți din domeniu, ale căror nume nu cred că aveau cum să vă scape dacă ați ajuns la această dezbatere și vă interesează subiectul. Bun, în primul rând îl vom avea ca speaker pe domnul Bogdan Oprea, specialist în comunicare și administrație publică, și pe doamna Alina Burgăoanu, decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, ca invitat special. Un mic detaliu tehnic înainte de a continua, o să-i rog pe cei care nu iau cuvântul, atâta timp cât nu iau cuvântul, să își oprească microfoanele. Bun. Câteva cuvinte despre domnul Oprea. Este cadru didactic la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării în cadrul Universității din București. A lansat și predă primul curs din mediul universitar românesc dedicat combaterii fenomenului dezinformării, manipulării și fix ceea ce avem noi astăzi de discutat. Și în plus, pentru pasionații de podcasturi, este moderatorul podcastului Fake News Theory cu Bogdan Oprea, așa că puteți să-l căutați și să-l ascultați și după dezbatere. De asemenea, după cum spuneam, ne bucurăm de prezența doamnei Alina Burgăoanu. Doamna Burgăoanu este membru al Consiliului Consultativ al Observatorului European Media Digital și membru al grupului de experți al Comisiei Europene pentru combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare. Pentru că timpul este scurt, aș vrea să vă propun să intrăm direct în pâine și să-i dau cuvântul lui domnului Bogdan Oprea pentru o scurtă prezentare cu privire la fenomenul dezinformării online. Domnul Oprea? Bună ziua, mulțumesc pentru prezentare.
Am rugămintea dacă se poate să-mi permiteți accesul la screen sharing, deoarece am făcut o prezentare și PowerPoint. Până se întâmplă lucrul acesta, o mică introducere, dat fiindcă în audiența noastră sunt preponderent studenți și așa am discutat să adaptăm discuția noastră de astăzi. În prezentarea care este deja la dispoziția dumneavoastră de câteva zile, am o scurtă introducere care se referă mai degrabă la conceptele acestea din zona patologiei comunicării și asta pentru că le vom utiliza, vom operaționaliza cu ele în mod curent în dezbaterea de astăzi și atunci e bine să fim lămuriți. Nu o să insist asupra lor, dar vom vedea că în panoplia aceasta a patologiei comunicării ne putem referi deopotrivă la minciună, la zvon, manipulare, operațiunile acestea de informații și chiar propaganda care are la bază și o ideologie pronunțată. Tot așa o scurtă lămurire legată de concepte. Comunitatea științifică și, din fericire, chiar și Uniunea Europeană în materialele sale legislative evită utilizarea termenului de fake news, deși știrile false, conceptul în sine, sunt foarte popular în spațiu public. Explicația lor, de altfel una pe care o împărtășesc, este că acest termen e foarte des utilizat în limbajul curent în contexte care nu țin neapărat de sensul lui și atunci se preferă utilizarea termenului de dezinformare. Dezinformare online, după cazul, pentru situația în care vorbim de dezinformare online. Cu asta mă opresc aici, restul lămuririlor conceptuale sunt acolo în prezentare și la îndemâna oricui dorește să le urmărească. N-am primit în continuare, ba da, acum și vă mulțumesc. Voi distribui acum ecranul, să-mi spuneți, vă rog, dacă se vede. Foarte pe scurt, am împărțit în patru părți discuția mea de astăzi. Ce se întâmplă? Dacă ar fi să considerăm toate platformele acestea de social media, de rețele de socializare și cele de comunicare online, să le considerăm niște planete, iar mărimea lor să fie dată de numărul de utilizatori, universul social media ar arăta cam în felul în care le vedem acum pe ecran. Este interesant de urmărit, cele patru planete din partea stângă când privim ecranul și care vedem domină ca număr de utilizatori, ca mărime, se află în mâna aceleași corporații. Da? Vorbim de Facebook, mesageria de la Facebook, WhatsApp și Instagram, lucru care deschid și de aici o sumedenie de discuții legate de concentrarea puterii într-o singură mână. Câteva date despre consumul de internet. 7 ore și 26 de minute a petrecut un român pe internet în medie într-o zi. Asta înseamnă cam jumătate din timpul pe care îl petrecem în stare de veche, dacă luăm în considerare că am dormit în medie 8 ore pe noapte. Deci deja ne apropiem de jumătatea în care ne petrecem mai mult online decât în viața și în interacțiune de față în față. 2 ore și 16 minute sunt petrecute doar pe rețelele de socializare, lucru care ne face vulnerabil și despre asta vom dezbate un pic mai în detaliu la final. Încă puține informații, nu o să insist foarte mult, dar care conturează mediul acesta al patologiei comunicării despre care spuneam. Trebuie să fim conștienți că peste 40% din traficul de pe internet nu este făcut de oameni, ci este făcut de către boți. Boții aceștia de bună seamă sunt și buni și răi. Răi sunt cei care, prin interacțiune pe care le manifestă, doresc să altereze buna desfășurare a interacțiunilor în spațiu online. Dar vedem că aproape jumătate, și aici din nou, da, 40% din traficul nu mai este realizat de către ființe umane. Și e o cifră care, cred eu, trebuie să ne facă să înțelegem cum arată în realitate lumea aceasta a internetului. O altă cifră care conturează de data aceasta mult mai bine pronunțat patologia aceasta a comunicării se referă la numărul de conturi false. Facebook a raportat oficial ștergerea în ultimii 4 ani
a 21,13 miliarde de conturi false. Și subliniez miliarde, nu milioane, dar asta înseamnă de 7 ori mai mult decât utilizatorii normali pe care are platforma și de aproape 3 ori populația planetei, da, 7,8 miliarde cât suntem în prezent. Deci vedem o pondere foarte mare a acestui tip de conturi false. Am rugămit ca cineva pe care microfonul deschis și mi-e teamă că nu se aude ce vorbim. Mulțumesc. Deci vedem o pondere foarte mare de conturi false în rețele de socializare. Alte câteva cifre și nu o să insist foarte mult asupra lor, legate acum de știrile false. Știrile false au până la 70% mai mari șanse să fie distribuite decât știrile adevărate. Și despre asta putem discuta. De ce se întâmplă lucrurile acestea putem discuta în sesiunea de dezbateri. De asemenea, arată cercetările adevărate, trebuie de până la 6 ori mai mult timp să se propage, să atingă același număr de oameni. Studiul a fost făcut cu 1500 de persoane în comparație cu o știre falsă. Deci știrea falsă, pe lângă faptul că este mai populară, are șansă să fie mai apreciată în mediul online, atinge și mai repede, se mișcă și mai repede, se difuzează și mai repede în spațiul online. O altă cifră interesantă, aproape 60% dintre persoanele care distribuie link-uri, da, distribuie acestea, share-urile acestea pe rețele de socializare, nu citesc decât titlul, nu intră în interiorul articolului. Și vedem nou model de presă care folosește titluri spectaculoase. De multe ori informațiile din titluri nu sunt susținute de dovezile prezentate în interiorul articolului, iar acesta, iată, este din nou o amenințare, un risc, așa cum o să discutăm, sper, la sesiunea de dezbatere. Din păcate, dacă e să ne uităm la capacitatea noastră a oamenilor de a identifica astfel de pericole din mediul fizic și digital, nu doar în mediul digital, chiar și în mediul fizic, nu suntem foarte pricepuți la a distinge minciuna de adevăr. De altfel, cercetările arată că putem să discernem un raport de 54%. Asta înseamnă cam una din două minciuni de adevăr. Deci nu avem capacitatea să identificăm în mod corect minciunile de adevăr decât cu aproximație una din două. Și doar câteva, doar o scurtă referire și la studiul acesta făcut în cadrul Universității din București. Să nu ne imaginăm că lucrurile acestea, dezinformările, manipularea pe rețele de socializare se întâmplă doar în afara spațiului nostru de interacțiune. Nu, se întâmplă și în România. Cercetarea se referă la campania electorală din 2019, la conturile oficiale de Facebook ale primilor trei clasați, candidați clasați după primul tur de scrutin, vorbim de președintele în funcție, prim-ministru în funcție și liderul opoziției la momentul respectiv, și, repet, conturile lor oficiale de Facebook. Cercetarea a identificat o serie de astfel de activități încadrate ca în conceptul de manipulare pe paginile lor oficiale de Facebook. Deci lucrul acesta nu se referă doar la un univers îndepărtat nouă, ci ni se întâmplă și nouă, iată, în momentele în care democrația își dă testul suprem, testul alegerilor, și iată pe conturile oficiale ale primilor trei, la momentul respectiv, oameni în ierarhia statului, nu neapărat ierarhia oficială ca poziții de organizare ierarhică administrativă, ci cel puțin ca importanță în alegerile respective. Acum, cum se întâmplă fenomenul acesta, din care, iată, am reușit să prezint foarte pe scurt doar câteva informații. Sunt două perspective, cred eu, esențiale și pe care trebuie să le înțelegem. N-aș fi făcut referire la acestea dacă nu aș fi vorbit cu Maria ieri și am aflat că sunt studenți de la diferite specializări, inclusiv de la jurnalism, dar nu numai. Și atunci am simțit nevoia să fac și referirea aceasta. Din perspectivă jurnalistică, nu e un mare secret de ce se întâmplă și de ce fenomenul acesta de dezinformare are amploarea pe care o are. Se întâmplă pentru că a apărut o modificare fundamentală în modul de organizare a fluxului redacțiilor. În presa clasică, presa de televiziune, presa tipărită, presa radio,
În procesul redacțional, în fluxul de lucru, exista un așa numit gatekeeper, păzitor de porți, dacă ar fi să-l traducem în limba română, și care de regulă era un editor, cel mai adesea un șef de departament, un redactor șef adjunct, care făcea ceea ce îi spune și numele, păzea porțile. El, prin ce înseamnă asta? În mod practic, primea toate textele, că sunt video, audio, scrise, și dădea un BT pe ele. Le aplica, altfel spus, o serie de proceduri și rutini jurnalistice, în funcție de care decidea dacă textul respectiv poate să apară în forma în care l-a primit de la redactor, de la corespondenți, de la reporteri, sau e nevoie să ofereze aceștia niște modificări. Acest gatekeeper, acest editor, în presa online a dispărut aproape cu totul. Sunt puține redacții care mai au astfel de persoane în fluxul de producție jurnalistică responsabile de, dacă vreți, cizelarea sau ajustarea articolelor în funcție de normele acestea, rigorile acestea jurnalistice. Redactorul, reporterul intră frumos pe softul de editare aferent site-ului și își publică singur știrea. Da? Deci practic nu mai vine încă o minte limpede și cu atât mai puțin niște centre de decizie, 2, 3, 5 dintr-o redacție, care pot într-un fel sau altul, au putere de decizie asupra conținutului și pot într-un fel sau altul să modifice și în sens bun și în sens pozitiv articolele respective. Deci au dispărut acești gatekeepers. Nu o să intru în detalii, acum lumea vorbește despre teoria gatekeepers-ilor în doi pași, în care devin cititorii preiau rolul acesta de gatekeeper și prin simplu fapt că pot să decidă dacă un conținut este popular sau nu este popular. Dincolo de perspectiva jurnalistică, una dintre perspectivele importante care dau amploare sau conturează, dacă vreți, fenomenul acesta este perspectiva psihologică. Eu am denumit aici și umană. Sunt foarte multe resorturi care explică de unde vine vulnerabilitatea noastră în fața acestui fenomen. Mă voi opri doar asupra uneia, pentru că îl consider poate printre cele mai importante, nu e de bună seamă singurul, cel care se referă la expunerea selectivă. Am ajuns să trăim în ceea ce cercetătorii, oamenii de știință, definesc de bule filtru sau bule epistemice. Asta înseamnă mediul pe care ni-l formăm pe rețelele de socializare din rețelele de prieteni. Dar în același timp înseamnă și ceea ce ni se întâmplă pe motoarele de căutare. Adică toate preferințele, toate rezultatele pe care le generează și newsfeed-ul, cronologia rețelei noastre de socializare și rezultatele căutărilor pe motoarele de căutare se fac în funcție de niște caracteristici ale noastre, ale profilului nostru, așa cum este el citit de către algoritmii acestea de funcționare aplicațiilor respective. De bună seamă, acești algoritmi sunt făcuți să ne aducă sub ochi lucrurile care ne plac, care ne produc plăcere, care ne determină, altfel spus, să rămânem tot mai mult ba pe rețeaua de socializare respectivă, să folosim cu precădere motoarele de căutare respective. Acest lucru însă înseamnă o selectare a realității în funcție de niște preferințe ale noastre. Ceea ce impune, și aici din nou un subiect pe care nici nu avem cum să refuzăm la dezbaterea de astăzi, dar poate ar fi bine să-l discutăm, trebuie să ne uităm și cum reacționăm noi în raport cu informațiile acestea. Păi în momentul în care postăm un lucru, noi dorim să luăm like-uri. Da? În momentul în care vrem să comunicăm ceva, vom căuta să comunicăm acel lucru care știm că ne va produce un număr de like-uri, ceea ce înseamnă va produce aprecierea celor din jur. Și uitați-vă cum reacționăm dacă cineva ne scrie un mesaj disonant în raport cu modul nostru de a vedea lumea, modul nostru de a gândi. Păi ori începem să ne certăm cu el, ori ștergem mesajul, ori îi dăm bloc. Deci reacția noastră naturală este de a respinge punctele de vedere care ne sunt contrare punctului nostru sau imaginii noastre despre lume. Lucru care face în final să ne adâncească și mai mult în propria noastră realitate, iată, în mod de multe ori artificial construită. Deci, practic, în loc să ne confruntăm cu puncte de vedere
divergente asupra diferitelor situații și în felul ăsta să realizăm o analiză critică a situației, o dezvoltare a viziunii noastre asupra lumii, nu facem decât să ne adâncim în propria noastră viziune, în propria noastră imagine despre lume. Este doar una dintre teoriile care explică acum din punct de vedere psihologic ce se întâmplă în prezent. Sunt și altele, se vorbește foarte des despre aceste biasuri cognitive, prejudecăți cognitive și discuția aici este una care din nou poate să genereze o dezbatere la final. Acum și cu partea aceasta voi și încheia, vreau să mă încadrez în timp așa cum a rugat Maria. Bun, am discutat în linii mari, am lansat câteva teme de dezbatere până acum. M-aș simți că nu fac și misiunea mea de dascăl dacă nu ofer și o soluție. Vă prezint aici, fără să intru în detalii ca să mă pot încadra în timp, un model de identificare a dezinformărilor sau a dezinformărilor și știrilor false, să folosim și termenul acesta de fake news din titlul dezbaterii de astăzi, dezinformărilor și știrilor false din mediul digital. Arată un picuț pretențios aici, nu întâmplător, l-am și colorat cu roșu. Sunt trei lucruri și asta trebuie să reținem. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le verificăm atunci când vrem să facem un fact-checking, cum se numește în limbaj modern, al unei informații. În primul și în primul rând, să ne uităm cine este sursa informației respective. Da? Fie că vorbim de un site, fie că vorbim de un cont sau o pagină de Facebook. Cine e persoana respectivă, cine este organizația, instituția. Lucrul acesta pe site-ul se face destul de ușor. Căutăm să vedem dacă e transparent în ceea ce privește organizația, persoana care se află în spatele contului respectiv sau a site-ului respectiv. Secțiunea despre noi, date de contact, sunt indicatori buni în ceea ce privește credibilitatea pe care site-ul respectiv o proiectează despre sine, respectiv contul sau pagina de Facebook. Al doilea lucru unde trebuie să ne uităm, trebuie să ne uităm de bună seamă la informație. Informația se poate verifica fie prin căutări banale de pe motoarele de căutare, da, Google, Baidu, Yandex, ce folosește fiecare, fie în mod dedicat pe platformele de fact-checking. Și din fericire avem și în România trei astfel de platforme, trei proiecte care fac o treabă foarte bună din punctul meu de vedere. Mai este EU versus Disinfo, platforma de căutare a serviciului extern al Uniunii Europene, care face de asemenea o treabă foarte bună. Mai este un tool de la Google, l-am și trecut aici în capul listei, care centralizează cele mai importante platforme de fact-checking din lume și unde cu simple căutări, inclusiv în limba română și în limba engleză, a unor cuvinte cheie, putem să aflăm dacă narațiunea respectivă, subiectul pe care vrem să-l demantelăm, să-l debunking, cum se spune în engleză, poate fi identificat dacă acest subiect a fost verificat, iată, de către platforme din întreaga lume. Nu uitați pentru fotografii, v-am trecut aici, pentru, mai ales pentru studenți, câteva ustensile, da? Câteva tool-uri digitale pe care le puteți folosi pentru a afla pentru a putea identifica natura videoului sau imaginii respective, natura de autenticitate în raport cu textul care este asociat. Detalii de bună seamă găsiți în, sunt deja două manuale în limba română, sunt mai multe în limba engleză pe care le puteți consulta. Iată, chiar și online, manualul de la UNESCO este chiar gratuit, cel din stânga cu negru. Vă invit pe cei interesați de subiectul acesta să-l descarce de pe internet. E tradus în limba română, deci pot să-și dezvolte cunoștințele și mai bine, cel puțin la nivelul acesta de primii pași în ceea ce privește dezinformarea. Vă mulțumesc pentru atenție. Maria, îmi spui, te rog, ce trebuie să fac mai departe. Mulțumim tare mult pentru prezentare, domnule Oprea.
Da, impresionante cifrele, mai ales cele legate de social media, de rețelele sociale, da, cu conturile false, care sunt mult mai multe decât cele adevărate, și cu știrile false, care sunt mult mai populare și mult mai distribuite decât informațiile factuale, și mai ales rezistența noastră naturală la opinii care nu sunt ale noastre, este iar impresionantă. Dar am văzut că există și soluții, așa că putem rămâne optimiști. În continuare, aș vrea să invit pe doamna Alina Bârgăoanu să ia cuvântul și să adreseze publicului câteva cuvinte pe care vă rog să le luați mai departe ca pe invitație la dialog. Bună ziua! În primul rând, aș vrea să mă asigur că ne auzim, că ne vedem, pentru că, mă rog, ăsta a devenit deja un ritual al interacțiunilor online. Mulțumesc, da, foarte mult pentru... auzim. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt deosebit de onorată, dat fiind faptul că urmăresc grupul pentru dialog social, revista 22, chiar îmi aduc aminte că în anii studenției, care erau cu mult timp în urmă, revista pentru dialog social a reprezentat chiar un reper pentru dezvoltarea mea intelectuală și atunci chiar sunt onorată de această invitație, chiar aș putea spune ușor copleșită. Câteva, după prezentarea scurtă, dar foarte, foarte complet a domnului Bogdan Oprea, îmi rămân foarte puține lucruri de spus, poate doar câteva lucruri pe care să le fixez astfel încât să cei care ne urmăresc să rămână cu câteva idei precise. În primul rând, aș fi vrut să accentuez faptul pe care l-a subliniat de la bun început și domnul Bogdan Oprea, că fenomenul despre care vorbim, oricum l-am denumit dezinformare, propagandă, propagandă 2.0, dezinformare 2.0, dezinformare, mediul digital. Deci fenomenul despre care vorbim într-adevăr reprezintă în primul rând o patologie a comunicării, deci este o formă patologică de manifestare. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că avem de-a face cu un fenomen nou. Aceasta este teza pe care mi-am întemeiat toate pozițiile, inclusiv la nivelul Comisiei Europene, cercetările pe care le-am făcut în pozițiile publice, fie că era vorba de cercetare academică sau cercetare de tip policy report. Deci fenomenul despre care vorbim, chiar dacă noi căutăm așa denumiri vechi și adăugăm un 2.0, este după părerea mea un fenomen în totalitate nou, care este legat în mod indisolubil, organic, de explozia și de răspândirea rețelelor sociale și de modul în care acestea funcționează. Am încercat termeni noi, v-am spus, dezinformare 2.0, propagandă 2.0, am întâlnit recent un termen care mie mi se pare foarte util, acela de ampligandă, pentru a ilustra faptul că este vorba despre un fenomen în care de tip rețea, deci o propagandă de tip rețea, care nu se mai desfășoară neapărat pe verticală, în structuri ierarhice, ci implică într-adevăr orice utilizator. Deci dificultatea de a combate, pentru că dacă am avea de-a face cu un fenomen care se desfășoară în mod ierarhic, înseamnă că și combaterea lui ar presupune un tip de ierarhie. Dar, încă o dată, conceptual, organic, fenomenul actual de dezinformare este unul care este răspândit și care antrenează întreaga societate, în care noi suntem și utilizatori și amplificatori și trăim efectele, amplificăm efectele și așa mai departe. Și de aici, concepte de whole of society approach nu sunt concepte de care să râdem, cum se râde așa câteodată pe la colțuri în societatea românească, ci în mod organic, pentru din moment ce fenomenul vizează toți membrii societății, înseamnă că evident și apărarea are același contur. Și de ce spun că fenomenul este legat de explozia rețelelor sociale pe lângă lucrurile identificate de domnul Bogdan Oprea? În primul rând, sunt două diferențe calitative de tip ecosistem, deci nu avem ecosistemul vechi plus puțină tehnologie, ci avem lucruri total schimbate.
pentru că modul în care funcționează rețelele sociale permit atât manufacturarea conținutului. Și aici vedem tot felul de alterări de tip fake writing, deep fake, fake video și așa mai departe, dar foarte important și aici chiar este un aspect nou, rețelele sociale permit amplificarea engagement-ului a circulației pe rețelele sociale. Prin tehnici care sunt total noi și care erau străine mass media tradiționale, de tip astroturfing, viralizare, implicarea fabricilor de troli, comportament coordonat pe platformă, comportament neautentic pe platforme și așa mai departe. Și atunci, v-am spus, literatura de specialitate chiar caută termeni prin care să se refere la fenomen de tip ampliganda, propaganda inversată, crowdsourcing propaganda, propaganda algoritmică, încă o dată pentru a sublinia faptul că avem de-a face cu un fenomen în totalitate nou. Al doilea lucru pe care aș fi vrut să-l relev iarăși în continuarea celor spuse foarte corect de domnul Bogdan Oprea, este efectul, se referă la efectele pe care le produce un astfel de fenomen, o astfel de patologie a informării, a comunicării. Și în zona aceasta cred că putem să facem multe trimiteri, inclusiv către spațiul românesc. Sunt efecte pe care eu le consider familiare, pe care le vedem peste tot. Efectele noii propagande, acestei propagande inversate a ambligandei, nu sunt neapărat de a convinge, de a atrage publicul țintă de partea unui nou model, de partea unei idei, ci efectele sunt mai degrabă de a crea oboseală, uzură informațională, incapacitatea de a face diferențierea între ceea ce este un fapt și ceea ce este un pseudofapt și mai ales un efect, după părerea mea, foarte parșiv, să spunem așa, alterarea conversației publice în ansamblul său. Luarea dreptostate ca termenilor majori din conversația publică. Chiar acesta este termenul în engleză, hijacking public conversation and hijacking the major terms of public conversation. Și am recurs la limba engleză pentru că poate traducerea nu este încă foarte, foarte coaptă. Și, de exemplu, dacă este să ne uităm pe spațiul public românesc, dezbaterea, conversația publică majoră este acaparată de câțiva termeni. Trădător de țară, trădare, sclavi, colonie, nedreptate, vânzare de țară. Am făcut recent chiar o cercetare pe o comunitate mare din mediul online, o pagină cu aproximativ 80.000 de urmăritori, deci deja echivalează un post de televiziune lejer, și care invadează, inundă spațiul public în mod frecvent, ritmul de postări este unul foarte, foarte intens. După aceea, aplicând metodele de data analysis, vezi că postările sunt foarte simple, chiar rudimentare, iar toate conversațiile se învârt în jurul acestor termeni. Trădător de neam, străini, să-i dăm afară din țară, colonie, sclav, nedreptate și să ne luăm țara înapoi. Deci impresia aceasta de inundare a spațiului public cu anumiți termeni nu vine de nicăieri. Asta este evident o afirmație aproape naivă. Dar încă o dată, atunci când studiem aceste comunități online mari, vedem că ele sunt în cele din urmă foarte simple și sunt organizate în jurul la 4-5 termeni, în jurul la 4-5 narațiuni. Deci mie mi se pare că efectul major și cred că acest insight are legătură foarte directă cu ceea ce se discută în a doua parte a acestui eveniment. Faptul că, așa cum am spus, conversația publică în ansamblul său este acaparată și mai ales această conversație publică se poartă în câțiva termeni care pot fi identificați și care încă o dată sună foarte familiar. Al treilea lucru pe care aș fi vrut să-l spun și iarăși Bogdan Oprea a făcut referire la faptul că o modalitate de a identifica aceste narațiuni toxice și de a ne apăra în fața lor este să vedem dacă ele circulă la nivel transnațional. Și cercetări pe Europa Centrală și de Est în ultimii 5 ani arată că există câteva narațiuni care sunt intens amplificate în spațiul digital al Europei Centrale și de Est. Și iarăși aceste narațiuni sună foarte familiar și mai ales în contextul tensiunilor regionale. Amplificarea stereotipurilor naționale, amplificarea stereotipurilor de natură sociodemografică, ideea că țara X, țara Y este așa un fel de țintă sigură în fața unor agresiuni și că este lăsată singură de Occident, că țara X, țara Y sunt carne de tun
și așa mai departe. Adică lucruri care încă o dată sună extrem de familiar, iar identificarea acestor narațiuni este o modalitate, după părerea mea, puternică și de conștientizare și de apărare. Ultimul lucru și cu aceasta închei, mai ales prin experiența directă pe care am avut-o la grupurile de lucru ale Comisiei Europene, spun cu încredere și că Comisia Europeană a pus la dispoziția statelor naționale o sumedenie de modalități prin care să se confrunte cu acest fenomen, inclusiv măsuri de natură legislativă, Digital Services Act, Digital Markets Act, codul pentru combaterea dezinformării. Eu cred că important este ca fiecare stat membru să își traducă aceste instrumente și să le adapteze la contextul cultural specific. Și întrebarea pentru public și pentru cei care vor să contribuie la conversație este într-adevăr cum ar putea o țară precum România să înceapă să combată în mod sistematic acest fenomen care, după părerea mea, are deja efecte. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim, Maria. Mădălin, luați cuvântul și conduceți dezbaterea cum veți, nu? Da, poate că doamna Baranu ne aude. Da, nu știu, văd că nu... Da, până probabil că e o mică problemă tehnică. Am revenit acum. Da, ne scuzați, probabil că a fost o mică problemă. Cred că e bine să dăm drumul și discuțiilor cu studenții care s-au arătat interesați de această dezbatere. Da, mă scuzați, am pierdut ultimul minut. M-a scos pur și simplu zoom-ul din întâlnire. Bun, am putea continua cu niște întrebări adresate publicului și prima pe care aș vrea să vă adresez, asta în cazul în care doamna, eu nefiind aici, n-am auzit dacă doamna Bărgăuan v-a adresat o întrebare. Nu. Nu. Da, era mai mult o temă de reflexie, cum am putea să combatem în mod sistematic dezinformarea, pentru că demersuri lăudabile și chiar și foarte ambițioase. Există multe în societatea românească. Părerea mea că ele nu sunt neapărat articulate într-un ansamblu. Bun. Dați-mi voie înainte să formulez un pic un... Nu chiar o întrebare, să o reformulez, dar să precizez un punct. Poate că e important pentru cei care participă. Nu, înțeles. Să dau rost așa. Ok, să-l minimizez, dar oricum, păi nu că... Să închide microfoane. Lasă jos asta. Lasă-ci jos. Chestia asta, da? O las aici. Da, vă rugăm să închideți microfoanele. Astea. Să închideți microfoanele. Și cred că întrebarea ridicată... Stai o secundă. Dăm voie să spun ce aveam, că e în aceeași ordine de idei. Avem, bun, știm asta, am văzut, domnul, vorbitorii ne-au arătat câte multe resurse, de fapt, sunt pentru, Volan Olteanu, special pentru fact-checking. Problema este cum te decizi să accesezi o astfel de resursă? Cum te decizi să faci fact-checking? Ce trebuie să aibă din punct de vedere comportamental, psihologic, nu știu, un utilizator al internetului, un student, un tânăr, mai ales, deci ei sunt mai, dar nu neapărat, sigur, nu în exclusivitate. Ce trebuie el să aibă ca să devină suspicios? Cum putem să câștigăm această suspiciune de principiu față de lucrurile care ar putea să fie fake news-uri? Asta e tot ce vreau să spun. Aș răspunde la întrebarea dumneavoastră, domnule Cornel, dacă îmi permiteți.
Vă rog. Cred că ceea ce trebuie să facem este să fim cu toții conștienți că fenomenul acesta al dezinformării există și de amploarea lui. Altfel spus, cred că trebuie să fim echipați, să ne autoeducăm, să fim educați și voi detalia imediat. Să fim echipați, să ne protejăm și în mediul digital, așa cum educația ne învață să ne protejăm în mediul relațiilor față în față. Și aici aș merge dincolo de zona dezinformării, aș merge chiar în zona infracționalității digitale. Noi în viața de zi cu zi ne învață educația să fim suspicioși atunci când cineva ne bate la ușă și ne cere 500 de lei. Dar vedem cât de multe persoane cad în capcana, în capcanele unui mail care îți solicită nu știu ce sume ca să-ți vină nu știu ce moștenire de întâlnir ce colț al lumii. Sunt multe persoane care fac greșeala aceasta și m-aș da pe mine ca exemplu și nu mai târziu de nu cred că sunt mai mult de 8-10 luni. Eram client nou al unei bănci, încă mă obișnuiam, eram de 3-4 zile, încă mă obișnuiam cu aplicația lor și am primit un mail care avea în titlul mailului numele băncii. Din grabă, știți cum faci câte 3-4 lucruri în timp ce consumi și notificările acestea de mail-uri, de aplicații, de comunicare. Vă spun că am căzut într-o capcană pe care le predau studenților mei să fie atenți să nu cadă. Și am dat click pe mail-ul respectiv și am intrat. Și mi-am dat seama în secunda 2, când am conștientizat ce fac, că era unul dintre mail-urile acestea de phishing. Iar în momentul acela eu m-am vulnerabilizat contul proaspăt creat la banca respectivă. Am reacționat repede, am sunat la bancă, l-am blocat. Mi-am căutat eu la rândul meu explicații de ce am făcut greșeala aceasta. Și singura explicație viabilă, sunt cunosc cât de cât domeniul, este că încă n-am reușit să mă educ atât de bine, să mă echipez atât de bine cu mecanismul acesta de protecție în fața unor astfel de capcane. Pentru că dacă mi s-ar fi întâmplat lucrul respectiv într-o interacțiune față în față cu cineva, n-aș fi făcut greșeala aceasta copilărească. Am făcut-o, iată, în digital. Și atunci cred că aici e misiunea noastră a tuturor și a societății, inclusiv prin sistemul de educație instituționalizat, și a noastră, să ne autoeducăm, să învățăm singuri, să conștientizăm că există riscul acestea și să ne echipăm cu mijloacele de luptă împotriva lor. Cred că e singurul lucru pe care putem să-l facem. Și iată, demersuri precum dezbaterea de astăzi sunt cărămizi care construiesc zidul acesta de protecție. Cu toții sunt convins, cei tineri și mai puțin tineri prezenți aici, după dezbaterea acesta, eu la rândul meu, voi fi mai bine pregătit pentru a face față unor astfel de capcane, pentru că deja din discuțiile de până acum am aflat lucruri noi. Eu la rândul meu și cred că și dumneavoastră. E singura soluție pe care o văd. Soluții magice, aplicația minune, legislația, pachetul de legi minune, coreglementări, reglementări și așa mai departe, încă nu există. Din fericire, și vreau doar să subliniez acum, pentru că n-am dorit să o întrerup pe doamna profesoară Bărgăuan, Uniunea Europeană s-a mișcat din punctul meu de vedere foarte bine în ceea ce privește combaterea, atât cât poate din poziția în care este acestui fenomen, legislativ, proiecte, instrumente de lucru, platforma aceea de care povesteam, Miu versus Disinfo, codul de coreglementare semnat și de Facebook și de TikTok și de Microsoft și de Google și care este motivul pentru care Facebook a identificat și șters acele 21,13 miliarde de conturi false. În cadrul acelui cod de coreglementare Facebook a hotărât să facă demersul acesta și să comunice public despre amploarea conturilor acestora false. Deci atât se întâmplă lucru. Vă mulțumesc. Maria, dacă îmi permiți, Brânușa Armanca sunt. Da. Aș vrea să le pun studenților o întrebare, celor care sunt acum cu noi. Eu însă sunt profesor de jurnalism și predau etică, deci cumva intru în povestea asta cu dezinformarea. Sunt și jurnalist, așadar de pe toate flancurile încercăm să prindem de gât fake news-ul. Eu vreau să-i întreb pe studenți următorul lucru.
ați fost victime ale unei dezinformări serioase care v-a condus să faceți sau să nu faceți ceva. Împărtășiți-ne o experiență a voastră, învățăm și noi din asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Chiar asta era întrebarea, prima întrebare pe care o pregătisem pentru participanții noștri. Haideți să vedem! Aveți o experiență recentă pe care ne-o puteți împărtăși? Cu siguranță aveți, nu se poate, în ultimul an, cred că toți am trecut prin asta. Haideți curaj și să auzim un exemplu de dezinformare cu care v-ați confruntat sau manipulare. N-a citit nimeni știrea cu generalul Petreus din SUA, care s-a transformat în reptilian în timp ce era în direct la televiziune? Se plimbă în spațiul public românesc, e tradusă. Studenții, nu? Pot să cred așa ceva. Cum? Cum era știrea? Vă trimit imediat link-ul. Generalul Petreus, în timpul unei întâlniri cu un grup de senatori, s-a transformat în reptilian. Vă postez eu, le-am trimis-o studenților de lună. O trimit ca link în chat pentru studenți. Între timp, rog, așa. Haideți, persoasiune, până se gândesc studenții, pot să spun și eu câteva cuvinte. Sigur. Un lucru asupra căruia mă gândesc mereu este următorul. Logica asta în care funcționăm noi este de la început ușor păguboasă. De ce? Dintr-o rațiune foarte simplă, că noi încercăm să găsim o tehnică și tehnica este tehnică. Tehnica este o suită de pași care se urmăresc într-o anumită ordine, cu anumită rigoare, la limită un program poate să facă foarte bine asta. Deci noi căutăm o tehnică în virtutea căreia să putem identifica ce anume este fake news, ce anume este dezinformare și așa mai departe. Și uneori reușim să găsim treaba asta. Numai că ăsta este lucru care mie mi se pare uimitor. Suntem întotdeauna cu un pas în urmă. Pe când am găsit noi tehnica pentru a identifica un anumit tip de fake news, s-au creat încă 20 de alte tipuri de fake news. Ce facem? Pentru că procedând în felul acesta, repet, defazajul rămâne constant. Până creăm noi tehnica cea bună și publicăm tratate despre ea, lumea e inundată de un alt tip de fake news. Aș mai vrea să vă spun încă un lucru, pentru că și la el mă gândesc mereu. Vis-a-vis de treaba asta, cultivarea suspiciunii față de fake news, cultivăm suspiciunea asta până unde? Pentru că ea riscă să devină ca furtuna de citochine. Vă aduceți aminte de care se vorbea la începutul pandemiei? Adică la un moment dat sistemul imunitar se lupte împotriva organismului. Domnule, de unde știm noi că Petreus s-a transformat în reptilian? Dar de unde știm că vaccinurile sunt bune? Dar de unde știm? Până la urmă totul poate cădea sub semnul întrebării și îndoiala poate deveni, cum să vă spun eu, o modalitate de a distruge, nu o modalitate de a verifica. Astea sunt cele două lucruri pe care vreau să le spun. Vă mulțumesc! Dacă îmi permit, foarte pe scurt și chiar foarte pe scurt, de acord cu ceea ce a spus, că dacă rămânem doar la nivelul de debunking și identificare fake news, suntem întotdeauna cu un pas în spate. Din cauza aceasta, mai ales în contextul pandemiei, modalitățile de combatere au evoluat. Se cheamă foarte mult, se accentuează foarte mult ideea de a anticipa și voi reveni cu un exemplu, ideea de a inocula oamenii, de a face pre-banking, pentru că, într-adevăr, dacă mergem doar pe demontare, suntem cu un pas în spate. În ceea ce privește anticiparea, să vă dau un exemplu foarte simplu, potrivit cercetărilor mele. Discursul antivaccinare se mută foarte mult pe discursul anti-european și pe discursul anti-climate change. Și atunci, dacă noi constatăm acest lucru, știm care sunt vectorii, știm care sunt narațiunile, știm care sunt termenii retorici în care a fost încadrată dezbaterea despre vaccinare, putem să facem foarte, foarte multă anticipare în ceea ce privește România.
Adică ideea asta cu oculta, cu cei cu străinii care ne vor rău, cu experimentele cu cobaii, s-a mutat instantaneu pe discuția legată de schimbările climatice, de exemplu. Și există o suprapunere aproape perfectă de retorică. Și atunci se poate face inclusiv în România această anticipare și apoi pre-banking, adică inocularea oamenilor astfel încât ei să fie pregătiți că atunci când întâlnesc un termen atât de puternic, cum ar fi acela de trădător de țară, să fie puțin în gard. Iar și în ceea ce privește această idee de suspiciune de principiu sau neîncredere, aveți dreptate, aceasta a fost una dintre puternicele arme retorice folosite în pandemie pentru a crea neîncredere generalizată și suspiciune. Adică a existat așa o reinterpretare foarte parșivă a conceptelor de bază ale democrației liberale, libertate, libertate de alegere, gândire critică, suspiciune și toate acestea întoarse pe dos, astfel încât noi chiar să nu mai știm, facem diferența dintre un fapt și un pseudofapt. Și vă reamintesc, adică nu vă reamintesc, aș semnala faptul că sloganul comercial al postului Russia Today era question more. Adică pune cât mai mult sub semnul întrebării și vedeți că ei chiar au reușit, sau actorii dezinformării, vectorii dezinformării în general, au reușit o retematizare, o reinterpretare, după părerea mea, care a avut succes, a acestor concepte fundamentale ale democrației liberale. Libertate de alegere, gândire critică, iarăși o armă retorică a vectorilor dezinformării în România și peste tot a fost acela, puneți mintea la contribuție, do your own research. Deci lucrurile sunt într-adevăr foarte complexe și într-adevăr depășesc ideea de tehnici care să fie aplicate unui conținut și atunci intervențiile trebuie făcute mult mai înainte. Pentru că dacă ajungem întotdeauna doar să pescuim, să spunem, fake news, să le demontăm, ajută, dar cred că este insuficient așa cum ați relevat și dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, vă mulțumesc mult de tot, foarte, foarte bune observațiile dumneavoastră. Ceea ce aș spune eu este iarăși un lucru care pe mine mă uimește și pe care nu îl văd, la care nu văd niciun răspuns în media și nu numai la noi. E ceea ce eu aș numi sindromul Tora Bora. Nu știu dacă mai țineți minte, Tora Bora erau munții aia din Afganistan în care se ascunsese Osama Bin Laden. Dintr-o dimineață, toată lumea la scară planetară vorbea de munții Tora Bora. Cu o săptămână înainte, cu excepția locuitorilor, cred că existau 10 persoane pe glob care știau de munții Tora Bora. După aia munții Tora Bora au dispărut, la fel cum au apărut. De ce numesc treaba asta un sindrom? Datorită unui motiv foarte simplu. Dumneavoastră vedeți, noi trăim într-o lume în care în permanență apar în media noi date. Din economie, din genetică, din astronomie, de unde vrei. Problema destul de simplă este că ele apar ca niște citări din discursurile specialiștilor. Problema este aceea că 99,99% din lume nu știe de ce e vorba. Ele apar și se rostogolesc așa ca niște X-uri în interiorul discursului. Eu m-aș fi așteptat să găsesc mult mai des, mult mai, cum să vă spun eu, pe mult mai multe platforme, modalități de mediere a acestui tip de discurs. Modalități de explicare a lui la vari nivele. Oriceea ce e șocant pentru mine este faptul că noi împrumutăm Tora Bora de la ăia și îl folosim ca pe un X. Cum să vă spun eu, mizând pe complicitatea ascultătorului, știi tu despre ce e vorba, nu-i așa? Și atunci, cum să vă spun, termenii și mai ales termenii de bază au un nucleu tare pe care îl demontează specialiștii, dar au și un halo foarte larg. Și de fapt, halo-ul ăsta se plimbă în spațiul public. Nu știu, mediere, discernământ, educație, eu aș fi mai curând pentru lucruri clasice, dar bine făcute. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Din păcate, suntem într-o întârziere de 10 minute. Am să lansez o ultimă întrebare către public la care poate reflectați sau poate aveți curajul, vă luați inima în dinți, mai ales studenților adresez îndemnul ăsta, să ne răspundă, iar apoi trecem la cea de-a doua sesiune. Așadar, ultima întrebare, apropo de intervenția doamnei Alina Bârgăoanu. Credeți că dezinformarea reprezintă o amenințare la adresa democrației, securității, statului de drept? Credeți că este cazul să ne facem griji sau nu, mai degrabă, după toate discuțiile astea? Vă las cu această întrebare să reflectați dacă nu avem niște răspunsuri imediate.
Am vorbit despre mecanismele dezinformării, despre riscurile la care suntem expuși, dar și despre identificarea și eventual combaterea ei. Dezinformarea, am văzut în forma în care o avem acum, este un fenomen nou, însă are rădăcini vechi. Avem o istorie din care putem învăța multe despre modul în care manipularea informației poate deveni un instrument de promovare a agendei extremiste. De nivelul înțelegerii acestui fenomen și de capacitatea voastră a tinerilor de a înțelege aceste mecanisme depinde soarta democrațiilor noastre viitoare. Nu înainte de a mulțumi încă o dată ambasadei SUA pentru susținere, aș vrea să-i acord cuvântul istoricului Madalin Hodor pentru cea de-a doua sesiune a discuției noastre și să-mi cer scuze pentru întârzierea de 10 minute. Bună ziua, mulțumesc, Maria! Trecem așadar la partea a doua a dezbaterii noastre de astăzi, în care vom discuta despre falsificarea istoriei, despre negaționism, despre ascensiunea extremismului și despre fake news istoric. Suntem alături de profesorul Michael Shafir, profesor universitar emerit la Universitatea Babeș-Bolyai, unul dintre cei mai reputați specialiști în ceea ce privește istoria Holocaustului, studiul comparat al comunismului și postcomunismului. Vom avea ca invitat pe istoricul Mihai Demetriade, un cercetător de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, specializat în istoria securității și a ideologiilor totalitare. De asemenea, îl avem alături pe excelența sa Radu Ioanit, ambasadorul României în Israel, cel care a condus foarte multă vreme o divizia de arhivă a Muzeului Holocaustului din Washington. Trei invitați de marcă, spun eu, și vă rog să profitați de prezența lor aici pentru a-i întreba lucruri. Suntem așadar la Cafeneaua Civică, la un proiect al Grupului pentru Dialog Social și al Ambasadei Statelor Unite. Și ca să nu lungim, aș vrea să-l invit pe profesorul Shafir să ne spună de ce, deși Holocaustul este, cum spunea un reportat istoric, cel mai bine documentat genocid din istoria umanității, el totuși este negat. Domnule profesor. E adevărat ce spuneți, salut toți participanții, am închis paranteza, e adevărat ce spuneți, el este negat din mai multe motive și mai ales este negat în feluri diferite. Dacă mă refer la motivele generale, aș vrea să subliniez ceva la care nu multă lume se gândește. Este negat pentru că, dacă poate fi negat, e o ușurare. Toată lumea astăzi știe cum arată, cum a arătat Holocaustul, dar dacă nu e adevărat, nu e așa că e mult mai bine? Nu e așa că respirăm ușurați într-un fel, pentru că ce ne mai spune, ce ne mai spun cei mai buni cercetători ai Holocaustului, că este o greșeală să subliniezi unicitatea lui, este mai curând vorba de ceva care a fost până în momentul respectiv unic, dar nimic nu garantează unicitatea. Deci omenirea este în pericol de a-l repeta. Și atunci, dacă nu e în pericol, deci n-a fost adevărat, uite, respir ușurat. Că nouă nu ni se poate întâmpla. Asta ca punct de vedere general. Dar apoi, el este negat în diferite modalități. Pentru că negaționismul total, negaționismul cu care eram obișnuit în urmă cu foarte mulți ani, care spune
Dom'le, asta e o minciună, e o invenție. Încetul cu încetul a început să dispară. N-a dispărut de tot și probabil nici nu va dispare de tot. Vă amintesc, ca să rămânem la persoane apropiate noastre, cazul colonelului Zărnescu și așa mai departe. Bineînțeles, înainte a fost Radu Teodoru și rămân la exemplele românești. Dar acum negaționismul se manifestă încet cu încetul altfel. Și aș vrea să subliniez aici câteva modalități de a îl trivializa prin comparație. Și una din cele mai întâlnite forme este cea care subliniază, pune accentul pe necesitatea de a lua în considerație că Holocaustul a fost numai unul din cele două fenomene totalitare ale secolului. Nu neg că a existat alt fenomen totalitar, numai că dacă rămânem la definiție și cu ce putem acționa juridic, atunci celălalt fenomen totalitar, mă refer la stalinism și nu neapărat la comunism, pentru că asta e o aberație, dar la stalinism, da, sigur, dumă că el nu a fost genocidar, ci a fost o crimă împotriva umanității. Trebuie să facem deosebirea între cele două pentru a putea analiza ce a fost similar, au fost lucruri similare, dar asta încă nu le face identice. Dar e foarte ușor, pentru că vă dau exemplul Monica Ilăudinescu, care totuși a fost un om care gândea și un om informat și totuși ea a fost cel care sublinea necesitatea unui așa zis Nürnberg II. Nu poți să ai un Nürnberg II în acest caz. Nürnberg folosește aici numai ca exemplu de metaforă care nu duce nicăieri. Iar apoi, altă formă de manifestare foarte des întâlnită este cea a punerii în perspectivă, plecând de la prima formă de manifestare, a punerii în perspectivă exemplelor care duc la diminuarea focusării asupra Holocaustului. Dacă vin și spun, da, domnule, poate că a existat, poate că nu a existat, nu știu cât a existat și cum, dar e clar că, uite, au existat A, B, C, D și mă concentrez numai asupra lui A, B, C, D, mă concentrez numai asupra suferinței, să spun, a legionarilor în pușcărie, care nu este de contestat, dar a avut cu totul alte rădăcini, atunci duc la diminuarea discursului despre Holocaustul și direct duc la o competiție între martirologii. În felul acesta ajungem la ce un foarte cunoscut profesor american, american în sensul că predă în America sau a predat în America, nu e american la origine, profesorul Polonski a spus că am ajuns la stadiul în care avem o olimpiadă a suferințelor. Cine a suferit mai mult? În felul acesta ajungem și la o altă perspectivă
și anume a distorsionării adevărului istoric, pentru că până la urmă nu se poate ca Antonescu să fie, cu toate calitățile pe care le-o fi avut în calitate de patriot, deși această calitate, vă spun sincer, e îndoielnică, Hitler n-a fost mai puțin patriot decât Antonescu. Am ajuns și la un fel de inflaționism al patriotismului, când nu vrem să spunem lucrurilor pe nume, a fost vorba de un naționalism exacerbat, îl numim patriotism. Și atunci toată lumea înghite găluștă. Vedeți ce se întâmplă acum cu vechiul nou partid, că nu mai așa de nou, al AUR, care încearcă să ne vândă următoarea ecuație. Nu putea să fie Codreanu un adept al exterminării sau al soluției finale, deoarece soluția finală ca ecuație nu exista până atunci. Toată lumea care cercetează rădăcinile soluției finale știe foarte bine că ea nu începe nici măcar cu Hitler. Trebuie luate lucrurile și văzute în perspectiva lor istorică și a dezvoltării. Dar ca să rămân și să nu mi epuizez timpul la AUR, încercați și analizați discursul conducătorului, unul din cei doi, George Simion. Uitați-vă puțin la imagini și vedeți cum e îmbrăcat, exact sau foarte aproape de vestitele îmbrăcămințe lui Codreanu. E adevărat, nu vine pe cal. Dar exact același lucru, trebuie să spun un lucru pe care nu-mi place să-l subliniez. Domnul Simion e mult mai periculos decât Codreanu. Pentru că, spre deosebire de Codreanu, care era un orator foarte slab, și el știa asta, venea și tăcea. Și când vorbea în Parlament, discursul lui amintește de discursul, adică discursul lui Ceaușescu, amintea de discursul lui. Era nu bâlbâit, dar nici departe de asta. E bine, George Simion nu este. George Simion este un orator foarte bun, care știe să exploateze, și aici vreau să termin, pentru că nu vreau să mă epuizez timpul, aici vreau să termin și să vă atrag atenția asupra unui pericol. Noi tot vorbim de pericolul revenirii legionarilor, de pericolul revenirii, toate astea sunt adevărate. Dar niciuna din aceste mișcări nu s-a născut fără un fundal social. Iar fundalul social pe care s-a născut mișcarea regională, când a început să devină populară, este cel al corupției. Este cel în care sfera politică nu putea să răspundă cerințelor ABC-ului democratic. Vă dați seama că nu încerc să ia apăr, ci încerc să explic și vă atrag atenția că dacă un Vadim Tudor venea pe un fundal în care, da, existau perdanți al așa zisei tranziții,
astăzi tranziția s-a terminat, nimeni nu știe încotro, dar tranziția s-a terminat. Fundalul este de o populație mult mai afectată de problemele sociale prin care trece țara și o populație care nu-i pasă pur și simplu că domnul Simion sau ceilalți, domnul Lavric și așa mai departe, vorbesc și îi reabilitează pe gen legionar. Nici nu știu cine sunt cei legionari și dacă ce aia că le-a făcut judanilor, așa merită. Dacă îi afectează ceva, sunt problemele sociale la care actuala clasă politică, din nou, nu este pregătită să răspundă, nu știe cum să răspundă. De aici vine marele pericol. Sigur că cei care sunt trecuți prin fie legionarism, fie literatura legionarismului, sunt foarte afectați. Dar cu legionarii nu câștigi alegeri. Cu legionarii câștigi rămășițele legionarilor și ignoranța. Dar cu protestul, fie el și chiar fizic, las că bine i-a făcut ministrului ăla. Fie chiar las că bine au făcut că au intrat în Parlament. De aici, marele pericol. Domnule Hodor, dacă mi-am epuizat timpul, vă rog să-mi spuneți, dacă nu, tot am să întrerup aici. Mulțumim, domnule profesor, că ați lansat atâtea provocări încât este greu de imaginat că studenții sau participanții la dezbatere nu vor dori să vă pună întrebări. Dar aș vrea să folosesc această dinamică provocatoare pentru a-l ruga și pe Mihai Demetriade să introducă câteva teme interesante. O să-l întreb, Mihai, ce este fake news-ul istoric? Dacă poți să ne dai câteva exemple. Mulțumesc, Mădălin. Îi salut pe participanții la dezbaterea noastră și îi mulțumesc domnului profesor pentru consistenta introducere într-o problemă complicată. Eu voi vorbi despre fake news-ul istoric, cumva încercând să condensez în trei structuri, în trei capitole. Mai întâi voi formula o definiție, după care voi prezenta cinci caracteristici ale fake news-ului istoric, urmând ca la final să dau câteva exemple. Acolo va fi partea cea mai colorată, de fapt, a discuției și care cred că va și suscita întrebări, sper. Și sigur, la final, dacă se va putea lucrul ăsta, o să prezint și cam care ar fi mecanismele care ne-ar ajuta să ne ferim de fake news. Fake news-ul istoric. Mai întâi de toate, o definiție ar fi aceea că e o acțiune deliberată de folosire manipulatoare a factualității istorice. Deși informațiile utilizate pot fi verificabile, în schimb, scopul este construirea unor narațiuni de sine stătătoare, al căror scop este generarea unor comportamente publice sau inhibarea unor comportamente publice. Iar următoarele caracteristici cred că definesc cumva fake news-ul istoric și îl diferențiază de simplu fake news. Principala diferențiere ar fi că fake news-ul istoric se comportă ca o poveste, ca o narațiune practic și nu funcționează în regim de breaking news. Fake news-ul istoric se dezvoltă, el ajunge să capete credibilitate și atașament, nu poate fi crezut de pe o zi pe alta. Prima caracteristică a fake news-ului istoric ar fi că el este traversat de o voință deliberată de manipulare. Cu alte cuvinte, producătorul de fake news istoric cunoaște adevărul, dar alege să nu-l spună. El e foarte apropiat de ceea ce specialiștii în spionaj sau în servicii secrete numesc dezinformare, care este o tehnică deliberată de
manipulare sau de destrucție, practic, de vicierea voinței și a înțelegerii. A doua caracteristică a fake news-ului este utilizarea unor surse incerte sau neverificabile sau omisive sau necredibile sau surse captive. Iar aici, cu siguranță, domnul ambasador o să vă poată spune mult mai bine decât mine, pentru că absența, de pildă, a accesului la arhivele Holocaustului a permis ascensiunea și consolidarea negaționismului. Așa cum se întâmplă acum, absența accesului integral la arhivele securității ale Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării viciază discursul despre Revoluția din decembrie. Cu alte cuvinte, nu doar absența, pur și simplu, dar și manipularea sau selectivitatea în materie de propunerea surselor este un semn, un caracter distinctiv al fake news-ului istoric. A treia caracteristică este atractivitatea lui cognitivă, am numit-o eu, și asta e dată de chestiunea legată de faptul că el funcționează ca o poveste, ca o narațiune, care hibridizează, practic, mai multe corpuri narrative. Nu e o simplă știre. Ca poveste, ea este atașantă. Adună, aglutinează, practic, povești mai vechi. De pildă, vă dau un exemplu, discursul, de pildă, legionaroid de astăzi, de care a povestit domnul profesor, nu este discursul legionar din anii 30-40. Este, de fapt, o formă hibridă în care conținuturi, narațiuni din literatura legionară au fost trecute prin memorialistica detenției, hibridizate ulterior cu literatura suveranistă ceaușistă și au produs, de fapt, acest tip de discurs pe care acum un Sorin Lavric sau un, nu știu, altă minte luminată din aur îl propune auditoriului. A patra caracteristică a fake news-ului istoric este faptul că el funcționează în societăți care încurajează cenzura, care au un control asupra surselor istorice. Captivitatea surselor istorice încurajează, practic, difuzarea și construirea fake news-ului istoric. Și aici cercetări recente, și aș aminti foarte pe scurt o cercetare a doi cercetători americani, vorba de Ethan Porter și Thomas Wood, au observat că nu trăim așa cum credem noi într-o lume postfactuală în care faptele nu contează. Dimpotrivă, faptele contează, iar exercițiul dezmințirii sau exercițiul dezvrăjirii are efecte. Cu alte cuvinte, n-aș relativiza adevărul. Minciuna nu e mai seducătoare decât adevărul, iar folosirea faptelor sau folosirea clarificărilor în materie de informații distorsionate are efect. Principala noastră problemă e consumul precar de informație nerelevantă, de informație relevantă, iertați-mă, nu știu eu caracterul seducător al minciunii. Și ultima caracteristică a fake news-ului este că a fake news-ului istoric operează practic fie un decupaj selectiv, fie unul pur și simplu falsificator asupra realității. Și o să folosesc două exemple aici. Unul pe care o să-l dezvolt imediat după ce termin cu caracterizările, dar unul și e vorba de stabilirea de către decidentul român, de către statul român, a zilei de 14 mai ca zi națională dedicată cinstirii martirilor din temnițele comuniste. Expunerea de motive care a stat la baza construirii acestei legi, care este în vigoare la momentul actual, și anume această zi națională dedicată cinstirii martirilor, este un fake news complet. Expunerea de motive aglutinează o multitudine de falsuri istorice, le voi prezenta imediat. Dar al doilea tip de pildă este de fals istoric și utilizare deliberată. Este o carte recentă, editată de Tudor Păcuraru și Florian Bichir, în care, sigur, cartea este dedicată violențelor interetnice din martie 1990 de la Târgu Mureș. Florian Bichir, încercând într-un discurs cumva asumat antimaghiar, să denigreze
figura lui Laszlo Tökes, sugerând că ar fi fost informator al securității. Și face asta, de pildă, punând un facsimil dintr-un document din arhiva CNSAS, un document care nu este un angajament de colaborare cu securitatea, ci este de fapt un angajament pe care îl dădea într-o operațiune de prevenire a securității, și anume o avertizare. Cu alte cuvinte, victima Laszlo Tökes a fost avertizat de securitate, adică chemat într-un birou, obligat să-și recunoască faptele și să scrie acest angajament că nu va mai face ceea ce făcuse obiectul chemării lui la securitate, iar rezultatul scriptic al acestei operațiuni de avertizare, și anume un angajament că nu va mai face, este publicat de Florian Bichir ca și cum ar fi un angajament de colaborare. Ăsta este un exemplu de falsificare asumată în cunoștință de cauză, pentru că Florian Bichir, la momentul la care a scris cartea, avea o funcție de decizie în CNSAS, prin urmare știa la ce se referă. Este un foarte bun exemplu. Acum, ultima Mihai, parte. Mihai, scuze, aș vrea să te întrerup aici un pic, pentru că n-aș vrea să pierdem momentul de a întreba pe urmăritorii noștri, pe studenți, dacă pot la rândul lor să ne dea niște exemple sau, nu știu, niște idei din ceea ce știu ei, dacă cineva dintre ei a venit în contact, de exemplu, cu o persoană care neagă Holocaustul sau ce tip de negare a fost, sau dacă au identificat vreun fake news istoric. Vă rog, fac apel la studenți să ne spună chestiunea asta, dacă cumva cineva dintre ei poate. Am și eu o întrebare foarte scurtă și ați spus că Bichir avea o funcție. Folosirea timpului trecut este exactă? Sau, da, pentru că asta ar fi o noutate pentru mine. Da, da, slavă Domnului, nu mai are. Vă mulțumesc foarte mult și uite, mai sunt și momente de bucurie. Vă rog participanții, studenți, dacă da, eu aș avea un exemplu de fake news istoric. Cred că vă amintiți, pe undeva prin 2018, ambasada Rusiei în România posta pe Facebook o imagine cu un soldat rus care înfigea steagul URSS-ului în Reichstagul german. Și la mână, în poza originală, el avea două ceasuri, doar că poza a fost modificată astfel încât să aibă un singur ceas. Evident, acesta este un exemplu, să zic așa, care, nu știu, nu are implicații așa de mari, dar cu toate astea este important. Da. Aș continua puțin cu un exemplu care pare șocant, dar nu este. Aș vrea eu să intervin. Andreea Pora sunt. Văd aici pe lista noastră de studenți foarte mulți studenți și aș vrea să le pun o întrebare directă. Dacă mă aud, deși văd că sunt cu microfoanele închise, deci presupun că totuși mă aud. Deci Alina Stoica, de exemplu, Dragoș Ursu, m-auziți? Dacă Dante, dacă m-auziți, deschideți-vă microfoanele, vă rog. Emanuel, deci vreau să vă întreb și aștept un răspuns. Voi v-ați întâlnit vreodată cu vreo persoană negaționistă? Și dacă da, care credeți că erau motivele de substanță care o determinau să aibă o poziție de genul ăsta? Aștept răspuns de la voi. Deci Marius, Teodora, Lavinia, dacă sunteți prezenți aici, pentru că vă văd. Deci așteptăm un răspuns. Pentru că ăsta e scopul unei dezbateri, să discutăm între noi. Mulțumesc! Cred că l-am întrerupt pe domnul
am întrebat pe Mihai, dar am primit acum o întrebare de la Marius. Da, în privința fake news-ului istoric, legat de întrebarea cine a fost primul în Ardeal. Cine a fost ce? Primul în Ardeal. Ah. O întrebare venită de la Marius. Cine dorește să răspundă la întrebare sau poate să elaboreze pe temă? Da, eu aș vrea să răspund la această întrebare în felul meu. Chiar contează? Cine a fost primul în Ardeal? Sau să vă răspund cu un banc vechi? Ce-au spus strămoșii noștri daci când au văzut legiunile romane apropiindu-se de Dunăre? Răspunsul este Ioi Iștenem. Ăsta e un banc, bineînțeles. Dar atrage atenția asupra faptului că această dezbatere a primatului istoric după 2000 și ceva de ani și-a pierdut total relevanța. Nu după asta judecăm, ci după întrebarea dacă, indiferent în care din cele două societăți, spun două pentru că mă gândesc la cea română și cea maghiară, dar nu e exact să spun cea maghiară, pentru că în cea maghiară e inclusă și Ungaria. Care dintre cele două societăți este sau nu o societate care dă răspunsuri de natură iliberală? Asta este întrebarea și nu ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, ca și cum ar avea vreo importanță pentru era democrației, pe care totuși n-am ratat-o încă total, nici măcar în Ungaria lui Orban, dar e foarte aproape să o rateze total, mai așteptăm până la 3 aprilie. Și în funcție de asta să vedem, dacă nu, suntem la stadiul de dezvoltare infantil, în care venim cu afirmația, e la început. E la început. Ne ajută asta cu ceva? Da. Și dacă pot să adaug ceva. Îmi amintesc în urmă cu mulți ani, chiar într-un articol apărut în revista 22, dacă nu mă înșel, cum cineva încerca să ne convingă că ungurii au o natură umană imperialistă. Nu am să spun numele pentru că nu asta contează, dar era o persoană care se dădea occidental sau pro-occidental. Am terminat. Mai avem o întrebare de la Cătălina Meirosu. Cum putem lega discuția despre dezinformare de problema extremismului? În ce măsură dezinformarea aduce la extremism și ce alte ingrediente mai sunt necesare? Vă rog, tot așa, cine poate răspunde, Mihai, poți încerca tu sau... Păi pot încerca eventual un răspuns, atâta vreme cât informații factuale istorice sunt denaturate, cât realități istorice recente, să spunem cele din perioada interbelică, da, și cele din perioada comunistă, sunt falsificate sau prezentate omisiv sau selectiv. Ele generează, încurajează, de fapt, pseudonarațiuni. Așa cum încearcă, de fapt, să ne convingă acum, în prezent, mulți din reprezentanții extremismului autohton, că o bună parte din generațiile, din reprezentanții generației interbelice sunt frecventabili. Că, de fapt, rezistența lor în închisori, și aici mă refer la comunitatea legionară,
este o rezistență care merită o atenție și un tip de promovare. De asta, sau încurajarea acestor narațiuni, cumva trimite și la o formă de legitimare a conținuturilor ei. Și nu suntem departe, prin urmare, de extremism. Cu alte cuvinte, falsificarea unor contexte istorice într-un mod încăpățânat legitimează valori, comportamente, atitudini din trecut, care nu sunt nici corect contextualizate, nu sunt nici corect explicate și în felul ăsta par decente, par dezirabile, par frecventabile. Asta ar fi o explicație. Exemplul pe care am începusem să-l dau în materie de fake news cu acea zi de 14 mai care a devenit de fapt o lege a statului român, este mai mult decât edificator, pentru că în expunerea de motive, legiuitorul spune nici mai mult, nici mai puțin că de fapt în data de 14-15 mai a fost un mare val de arestare a tinerilor. Într-un limbaj care amintește de limbajul cultic religios, se vorbește de marea majoritate a tinerilor și intelectualilor arestați în 14 mai 48, vorbindu-se chiar de 10.000 de tineri. Adevărul istoric pur și simplu, adevărul factual, este cu totul altul. În data de noaptea de 14-15 mai 48, de fapt, siguranța a emis un ordin, s-a chemat Ordinul Special de Operație numărul 5, care era dedicat exclusiv legionarilor, mai multor categorii de legionari. Aflați în detenție, nearestați încă, întorși din Germania și așa mai departe. Dar se referea exclusiv la legionari. Ori, ce e important este că o anumită comunitate a deținuților politici, foarte vocală, foarte agresivă, și anume foștii deținuți legionari sau urmașilor, au făcut un lobby politic suficient de consistent încât să genereze o lege și, cu alte cuvinte, să patrimonializeze sau să preia din memoria detenției comuniste, stabilind o zi a martirilor. Acest fals factual n-a fost verificat de decidentul politic. Din mai multe motive. Nu speculez, dar chestiunea este într-un fel scandaloasă. Că există această zi care are în spate, de fapt, o realitate istorică complet diferită de ceea ce legea își propune. Ăsta ar fi un prim răspuns. Și pe măsură ce întrebările vor veni, o să dau și alte exemple de fake news istoric. Întorcându-ne la discuția noastră anterioară, Emanuel Radu ne spune că a întâlnit negaționiști ai implicării României în Holocaust. Din punctul lui de vedere, aceasta se datorează dorinței de a păstra o imagine a eroului lui Ion Antonescu, care a reprezenta un patriot, un erou național pe care îl înzestrează cu o serie de calități, iar implicarea lui în Holocaust ar intra evident în contradicție cu această imagine eroică. Domnule profesor, are dreptate Emanuel Radu? Dreptate în ceea ce privește persoana pe care a întâlnit-o, fără îndoială. Și eroizarea care face parte din martirologia competitivă este una din laturile prin care se încearcă să se răspundă cu un răspuns bine cunoscut, și acela este că orice națiune are nevoie de eroi și are nevoie de mituri. Or, transformarea lui Antonescu într-un mit putea să fie altceva, altcineva transformat într-un mit. Dar transformarea lui Antonescu într-un mit este în același timp o respingere a tot ce nu vine în concordanță cu această dorință, subliniez din nou,
o dorință nu legitimă, dar naturală. Nu există popor pe lumea asta în care să nu utilizeze mitul pentru a mobiliza o anumită categorie cât de largă a societății. Am să merg mai departe și am să vă spun ceva șocant. Holocaustul este și el un punct de vedere, din acest punct de vedere, un mit. În ce sens un mit? Am întâlnit foarte, foarte mulți evrei care n-au habar de iudaitatea lor, nu vor să aibă habar, e dreptul lor, dar când aud Holocaust, se mobilizează de partea cealaltă. În acest sens, utilizarea termenului de Holocaust poate lua și ea un sens de mit. De mituri avem nevoie toți. Și nu putem distruge mitul decât prin înlocuirea lui cu alt mit. Nu există societate care să nu funcționeze și în baza miturilor. De aici însă, de a căuta exemple, tocmai într-un Antonescu, în așa zis sfinți ai închisorilor, calea este lungă. Aș mai vrea să vă spun această intervenție a Teodorei Vlad. Ea spune, referitor la discuția noastră, se gândește că este destul de dificil să identificăm exemple concrete, întrucât ele nu se manifestă întotdeauna direct. Cu toate acestea, voalat prin anumite glume, bancuri legate de istorie, transpare întotdeauna o atitudine negaționistă și asta ar perpetua ideea de fake news istoric, chiar dacă este îmbrăcată într-o formă ironică. Vorbim așadar, din ce înțeleg eu, de o variantă light a negaționismului. L-aș ruga aici, dacă poate interveni excelența sa, domnul ambasador Radu Ioanid, la această întrebare. Auziți? Da. Acum da. Mulțumesc. Puteți să o repetați, dacă nu vă supărați, întrebarea? Pe scurt. Despre faptul că, de fapt, dificultatea de a identifica exemple concrete ale negaționismului, deoarece ele nu se manifestă întotdeauna direct și că există o variantă, de exemplu, voalată de negaționism, care se referă la glume, bancuri legate de domeniul istoriei și care ar putea perpetua ideea de fake news istoric. Cred că ar fi important ca un răspuns, să spunem preliminar, să ne concentrăm puțin asupra ceea ce se cheamă mituri, într-adevăr, și cum sunt ele utilizate pentru a deforma adevărul istoric. Și aceste mituri pot părea câteodată nevinovate și pozitive chiar, iar alte ori sunt manipulare 100%. Să încep cu a doua variantă. S-a vorbit aici despre sfinții închisorilor și despre martirologia victimelor comunismului. Ne place sau nu, trebuie să recunoaștem că această deturnare a problematicii, a subiectului în favoarea legionarilor aflați în închisorile regimului Antonescu I și după aceea în închisorile regimului comunist, a fost un succes. Pentru că astăzi în România, din nou, de place sau nu, nimeni nu mai vorbește despre Iuliu Maniu, nimeni nu mai vorbește despre foștii deținuți politici liberali, țărăniști. Cine vorbește astăzi despre bunul analist Hudiță, un țărănist subtil și care a înțeles foarte bine vremurile în care a trăit. Nu mai vorbim despre liberalii care au stat în închisori sau despre socialdemocrați sau chiar despre comuniști.
Vorbim numai despre Vulcănescu, care este un criminal de război, despre George Manu, despre Gafencu, deci despre legionari sau alți funcționari ai guvernului Antonescu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, revenind la punctul numărul 1, vreau să vă spun că Holocaustul, ca să continui ideea lui Michael, profesorului Shapir, are miturile lui. Mitul american a fost, noi n-am știut, este o minciună de sus până jos. Departamentul de Stat știa foarte devreme și foarte bine, inclusiv în cazul României, ce s-a întâmplat. Mitul danez al regelui care și-a pus o stea galbenă în piept. Mitul francez, toată lumea a fost în rezistență. Mitul bulgar, noi am salvat pe toată lumea. Mitul românesc, noi am fost buni, ungurii au fost teribili, etc., etc., etc. Deci, cam așa aș vedea eu răspunsul meu. Există niște straturi și niște nuanțe de lansare și de perpetuare a acestor mituri. Mulțumim, Maria. Ca să putem face distincția, este necesar, și n-am să intru acum în o lungă dezbatere, este o literatură întreagă, este necesar să definim mitul. Pentru că una este mitul de care vorbește Georges Sorel și care este capabil să mobilizeze fără argumente, sau cu argumente care nu se leagă unul de celălalt. De asta vorbim aici. Și alta este mitul în sensul care folosește Eliade, de exemplu. Să fim exacți, dar dacă suntem la mituri istorice, nu poți să nu pomenești aici de protocoale, de protocoalele înțelepților Sionului, care este un mit fondator, dacă vreți, folosit și astăzi în diferite formule, ba chiar înlocuit cu o cărțulie, n-o să credeți, am dat pe ea 30 de lei, e de curiozitate, dar e o cărțulie, de, putea să fie, dacă o punea în formă de A4, era de 4 pagini, așa o pusă în formă mică și a ieșit o cărțulie despre așa zisul, așa zise, o protocoale de la Ottawa, care este o făcătură, o făcătură venită și aici vreau să subliniez alt aspect. Când ei vor să contraargumenteze, niciodată nu contraargumentează cu ceva venit din propria societate, ci întotdeauna cu ceva venit din Occident. De ce? Pentru că Occidentul este lumina, nu? Ei bine, nu, negaționismul a început în Occident, a fost exportat în Est cu succes, dar, da, sigur, protocoalele sunt o făcătură a ohranei, țarisele, dar a fost folosit și devenit cunoscut sub francez. Aspectul principal de care vreau să vorbesc este pericolul să considerăm negaționiști numai pe cei care cu bună știință fac acest lucru. Aici mă refer la ce mi-a spus prietenul Mihai. Nu, majoritatea negaționismului o fac neștiind de ce fac. Aici este marele pericol. Și asta nu se referă numai la societatea românească. Luați argumentele acestui negaționist francez, cărui nume îmi scapă acum, candidat la președinție acum, evreu din Zemmour. Da, evreu din Maghreb, luați argumentele lui și vedeți cât la sută
este bazat pur și simplu pe ignoranță și câtva sută este bazat pe dorință de a falsifica. Ignoranța domină, dar ea mobilizează. Aici este marea problemă. Atunci când mi-a argumentat din nou, nu am să dau nume că nu are rost, dar o personalitate care la un moment dat devenise cunoscută pentru că se numărase printre cei răpiți în Irak și care mi-a argumentat cu foarte mare siguranță că evreii au adus comunismul în România. Aici, cât este folosit negaționismul cu bună știință și cât este folosit din ignoranță? Eu, părerea mea, este că ignoranța domină, dar asta nu o face mai puțin periculoasă. În direcția celor spuse de domnul profesor vine și intervenția Mariei Mutică, care spune că a întâlnit oameni care neagă evenimentele istorice, dar ea crede că e vorba despre victimele unor dezinformări, de cei care le răspundesc intenționat, și că aceste victime ale manipulării, ale fake news-ului istoric, ale negaționismului, se simt privilegiați într-un fel de ideea că ei cunosc mai mult decât restul. Sunt niște persoane alese și se așteaptă să le fie validate poveștile. Mă reîntorc aici la Mihai Demetriade, referitor la chestiunea aceasta. Două observații, într-adevăr. De regulă, teoriile conspirației, asta e o chestiune generală. Teoriile conspirației sunt crezute îndeopște pentru că oferă o gnoză. Ori, a fi în posesia gnozei îți asigură privilegiul de a fi gnostic, de a fi cel care înțelege, de a fi privilegiatul în posesia adevărului. Prin urmare, renunți greu să ieși din povestea teoriei conspirației, adică e atât de seducătoare, tocmai pentru că ești în posesia unei cunoașteri unice și privilegiate. Prin urmare, da, este o formă de autoîncurajare. Prin urmare, asta e un atașament inerent. Și asta e valabil în cazul teoriilor conspirației. Acum, referitor la ce a spus domnul profesor Șafir, că există și posibilitatea ca oamenii să răspândească întâmplător sau din neștiință fake news. Eu atunci când m-am referit la lipsa de inocență a producătorilor de fake news, mă gândeam la cei care realmente produc fake news-ul, nu la cei care îl rostogoresc. Pentru că producătorii de fake news, cum e de pildă acea narațiune pe care a amintit-o domnul profesor și anume că evreii au adus comunismul în România. Acum există și studenților, trebuie să le spunem asta, studii prosopografice foarte bine făcute care stabilesc fără urmă de îndoială proporția etnicilor maghiari sau evrei sau germani din securitatea sau din aparatul de partid în anii 45-48. Iar proporția lor doar iluzorie e mai mare raportat la populația sau la aparatul de represiune în general. Pentru că românii erau majoritari. Repet, acum lucrurile astea sunt clarificate. Ăsta e un tip de fake news pe care chiar securitatea l-a lansat, dincolo de 1964. Ei au fost una dintre marile fabrici de fake news, ca să se legitimeze de perioada de dinainte. Cu alte cuvinte, au încercat să spună, ok, până în 64 a fost o perioadă neagră din istoria României, sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu Dej și oblăduirea șefului securității Alexandru Drăghici. Am părăsit acea perioadă, recunoaștem că au fost abuzuri, dar noi suntem altceva. Dând vina pe alogeni. Un discurs foarte comod al minteri, spunând că de fapt nu noi am făcut represiune, au făcut-o sigur evreii, au făcut-o ungurii, au făcut-o elementele germane din securitate, nu noi. Ei sunt autorii acestui fake news lansat în 1967-68, odată cu pregătirea celebrei plenare din 68, atunci când au făcut analiza de fapt a abuzurilor perioadei de jiste. Prilej cu care au produs o contraistorie, practic. Aici ar trebui să se vină aplauze, pentru că este un aspect
pe care foarte puțin îl subliniază cu atâta acuratețe cum a făcut-o domnul Demetriade, dar a și suferit pentru asta. Mulțumesc. Cred că ne apropiem de sfârșit. Dacă îmi permiteți, mă rog. Vă mulțumesc. Aș vrea să adaug două lucruri la prezentarea absolut admirabilă pe care a făcut-o domnul Demetriade asupra fake news-ului istoric. Încă două caracteristici în panoplie. Prima dintre ele e faptul că fake news-ul istoric în general este victimar. Victimizarea întotdeauna prinde foarte bine, pentru că justifică aproape orice. Justifică și un trecut care are probleme, justifică și un prezent care vrea, dar nu poate mai mult. A doua caracteristică, destul de recentă și care leagă discuția de prima parte a dezbaterii noastre, e faptul că fake news-ul istoric e de în ce în ce mai mult antisistem. Principala lui caracteristică e aceea de a respinge un discurs perceput ca fiind oficial. E contra, e nuanța de subversiune, e forma de independență față de discursul puterii. Și câteodată tocmai prin asta prinde. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări la studenți. Dacă nu, o să-l rog pe excelența sa ambasadorul României în Israel, domnul Radu Ioanid, să tragă o posibilă concluzie a discuției noastre și să încheiem cu dânsul. Mulțumesc, sunt onorat și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor participanților, pentru că a fost, după părerea mea, o discuție efectiv foarte, foarte interesantă. Aș vrea să mă refer la început, cu permisiunea dumneavoastră, la prima parte a discuției noastre și aș vrea să pun o întrebare neutră, pentru că pot să am niște ipoteze, dar nu am răspuns la această întrebare. Și poate că ar fi o temă de abordat într-un fel sau altul o discuție următoare. Eu constat că există un impact selectiv al dezinformării. Vă dau, cu permisiunea dumneavoastră, din nou două exemple. Un sondaj în scop care spune așa, două treimi foarte recent dintre români cred că pandemia generată de COVID a fost provocată de elitele globale pentru a impune control asupra populației lumii. Și aici discutăm de 66% din populația din cadrul acestui sondaj de opinie, din populația sondajă. Și avem tot aici 5% sau așa ceva, 25%, nu găsesc acum cifra exactă, care consideră că prin aceste vaccinuri se implementează, vor fi implementate chipuri în populație. Da? Bun. Deci asta este o temă, pandemia. Cealaltă temă este NATO, este Uniunea Europeană. Când este vorba, iarăși un sondaj în scop, când este vorba de conflictul Ucraina-NATO și apărarea României, 76% din respondenți consideră că România nu trebuie să iasă din NATO și 74-75% consideră că bazele americane sunt utile și ajută la apărarea țării, 72% consideră că UE ar trebui să aibă o armată proprie. Ce vreau să spun, și îmi cer scuze că am vorbit prea mult poate despre aceste două subiecte. În ambele cazuri avem de a face cu o tentativă de intoxicare, de deformare a realității masive. De ce? Într-unul din aceste cazuri este practic cei care încearcă acest lucru sunt respinși cu pierde și de ce în celălalt caz lucrurile arată exact invers. Cred că trebuie să ne gândim bine
cum în anumite domenii lucrurile sunt foarte succesful, aș spune în engleză, când e vorba de dezinformare, și în altele nu. Acesta în legătură cu primul subiect al discuției. Vreau să mulțumesc și să apreciez foarte mult contribuția domnului profesor Shafir în legătură cu delimitarea foarte clară genocid versus crimă împotriva umanității. Nu pot să fiu decât la fel de mult de acord despre ideea aceasta de inflaționism al naționalismului patriotismului și în special în legătură cu fundalul social, corupția care incită și face ca anumite fenomene extremiste să fie de succes. De asemenea, domnul Demetriade a făcut o caracterizare foarte interesantă a ceea ce numește dânsul domnia sa fake news istoric, voința deliberată de dezinformare, utilizarea de surse captive, atractivitatea narațiunii hibride, decupajul selectiv sau falsificator. Aș vrea să insist asupra două lucruri. Această lipsă de acces la arhivele Holocaustului, care a adus mari, pentru foarte multă vreme, mari daune cunoașterii istorice. Vă reamintesc că în perioada comunistă, în afară de presa extremistă la care se putea avea acces cât de cât și în afară de câteva publicații care circulau mai mult sau mai puțin pe sub mână, nu existau surse de informare și asta a nenorocit câmpul istoric, ca să spun așa. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez, ar merita să ne reamintim că anumite mituri au fost propagate intens în perioada comunistă și au prins atât de bine în perioada postcomunistă că nu mai pot fi eliminate sau combătute cu suficientă eficacitate. Uitați-vă, spre exemplu, la mitul lui N.C. Paulescu, lansat insistent de o persoană pe care eu o contez și ca poet, dar mă rog, ăsta e gustul meu personal, vorbesc de Adrian Paulescu, dar care în orice caz numai istoric nu era. Și el este capul răutăților în a propaga într-un mod foarte larg acest mit al lui M.C. Paulescu de inventator al insulinii. În sfârșit, aș vrea să insist asupra unui aspect pe care cred că, din păcate, istoriografia română, e vorba de Holocaust și de antisemitism, l-a neglijat. E vorba de, din păcate, și sper că încet lucrurile se vor remedia, este vorba despre influența antisemitismului țarist asupra României. Să ne amintim că între 1812 și 1918 Basarabia a fost parte din Imperiul Țarist. Să ne amintim că, în anume, Pavel Cruședean a fost primul care a publicat protocoalele înțelepților Sionului la St. Petersburg, un om care a făcut parte din Sutele Negre, un om care a incitat la pogromurile din 1903-1905, din partea Ohranei, lucrând mână-mână cu Ohrana, era un agent al Ohranei și la cărui înmormântare participă un anume A.C. Cuza, care era un partizan ardent al lui. Aici fac o autocritică a noastră a istoricilor. Cam asta ar fi concluzia care este evident superficială și foarte fugară a acestei discuții, care pentru mine a fost chiar foarte importantă și foarte interesantă. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Sperăm că și studenții care au fost alături de noi astăzi au putut să își contureze câteva idei, să învețe niște lucruri din ceea ce au spus invitații noștri. Reamintesc încă o dată faptul că suntem într-un proiect al Grupului pentru Dialog Social alături de Ambasada Statelor Unite. Eu cred că aici, deși evident este un subiect care ar necesita poate mult mai mult spațiu și mai multă atenție, cred că am atins ceea ce ne-am propus și vă mulțumesc tuturor.
ați participat la discuție și închei aici. Cred că putem să încheiem cu această, cu aceste cuvinte, putem să încheiem, să închidem această cafenea civică pentru un timp, o vom redeschide peste câteva săptămâni. Mulțumesc și eu tuturor participanților. Cele două dezbateri de admitere au fost foarte asociate, foarte apropiate. Iată, domnul ambasador Radu Ioanid ne-a lăsat cu o întrebare, ne-a lăsat pe gânduri în final și îmi pare rău că nu mai putem să continuăm, fiindcă cred că am un răspuns, dar nu pot să-l dau acum. Așa că vă mulțumesc tuturor și vă așteptăm din nou pe toți, cât mai mulți, la dezbaterea viitoare. La revedere! Mulțumim! La revedere! La revedere, mulțumesc! La revedere! Don't believe me.